dimineața, bine ați venit la conferința de presă pentru prezentarea barometrului, al șaselea barometru făcut de către MCM cu privire la climatul investițional din România. Vreau să le mulțumesc colegilor mei aici de față, vicepreședinte Daniela Nemoianu, vicepreședinte Dinu Bumbăcea și președintele Comitetului de Taxare, cred că am spus bine, Taxation Committee, Vlad Boeliu. Le mulțumesc și lor pentru prezență. O să fie o prezentare, a zice eu, scurtă, cred că terminăm într-o maximă oră, după care avem timp pentru întrebări și răspunsuri acolo unde vom ști să răspundem. Mulți dintre dumneavoastră deja sunteți obișnuiți cu acest barometru, așa cum spuneam, este a șasea ediție. Ați participat și la edițiile precedente. Ce vreau să spun este, nu cred că vor fi neapărat headline-uri sau breaking news-uri, pentru că astăzi avem competiție cu meciul de fotbal și atunci cred că acolo vor apărea headline-urile. Atunci când am programat această conferință de presă, deși speram, nu eram sigur că o să fim în această fază a competiției, așa că suntem bucuroși că ne aflăm în această fază a competiției și o să intrăm mai departe pe partea de barometru. În sferturi. În sferturi, da. Sper eu în sferturi. O să vă spun câteva lucruri despre survei. Au fost 235 de răspunsuri, adică 235 de companii care au răspuns dintr-un total de 570 de companii membre. Studiul s-a desfășurat în perioada 15 aprilie, sfârșitul mai 31 mai. Iar dintre cei care au răspuns, avem 22 de contribuabili mici, 32 contribuabili medii și restul contribuabili mari, după definiția ANAF-ului, așa cum sunt clasificați de către ANAF. Noi considerăm că este un eșantion reprezentativ, și acest număr 235 față de anul trecut, am avut 215 repondenți, este un lucru, faptul că oamenii au participat și au vrut să împărtășească cu noi ce părere au despre climatul de afaceri. O să intru direct în partea de prezentare și avem... Prima întrebare a fost cum apreciați climatul investițional și de afaceri din România. După cum putem vedea, rezultatele, așa cum spuneam, pe care vi le prezentăm, au la bază cele 235 de răspunsuri pe care le-am colectat de la membrii MCM în a doua jumătate a lunii aprilie și până la sfârșitul lunii mai. După ce în anul 2023 încrederea companiilor în mediul investițional din România s-a plasat la un nivel record cu 51% dintre respondenți care l-au calificat drept bun și foarte bun. În 2024 observăm o ușoară depreciere de 5 puncte procentuale. Migrația s-a produs, asta este o veste bună, dinspre bun și foarte bun, spre neutru, nu neapărat în spectrul negativ, la precar sau slab. Încă un lucru pozitiv este faptul că dacă... Deci am rămas totuși în zonă pozitivă. Dacă adăugăm partea de bun și foarte bun, precum și neutru, este cel mai bun rezultat de când facem noi acest studiu. Am ajuns undeva la 83%, dacă nu înșel, 37. Iar partea de precar, slab și precar, scade constant. Am ajuns până la 17% în 2024. Prudența mai mare este consecința unui cumul mai mare de factori interni și externi, așa cum vom vedea mai departe în prezentare.
pe ansamblu, percepția este pozitivă, dar acesta trebuie susținută de politici publice coerente, de stabilitate și predictibilitate, factor cu atât mai importanți cu cât să ne aflăm într-un an electoral. Factor de ponderare a optimismului, mediul de business a început să resimtă efectele impozitului minim de 1%, iar aici colegul meu Vlad o să, la puțin mai târziu, o să povestească puțin despre acest impozit de 1%. Inflația ridicată, temerile de recesiune și vedem ce se întâmplă, mai ales în Europa de Vest, volatilitatea macroeconomică globală, precum și măsuri, factori interni care țin de un deficit bugetar, să-l numim excesiv, dar care, practic, trebuia să intre pe o traiectorie de reducere, nu s-a întâmplat acest lucru nici anul trecut, nici anul acesta. Dacă este să ne uităm istoric la rezultatele sondajului, la calificarea drept slab și precară a climatului de afaceri din ultimii 6 ani, situația s-a îmbunătățit considerabil, așa cum spuneam, diminuându-se de la 33%, 33% în anul 2019 până la 17%. Sectoarele de activitate din care au fost cele mai multe companii ca nivel de apreciere bun și foarte bun sunt IT&C, bănci și servicii financiare, automotive, consumer goods și, surprinzător, Horeca. Sectoarele de activitate din care au fost cele mai multe companii mari cu nivel de apreciere slab și precar, avem energie, retail, distribuție, food and beverages. A doua întrebare, care au fost rezultatele de business din anul 2023? Comparând nivelul estimat cu cel realizat, putem trage concluzia că, în ciuda provocărilor economice și a incertitudinii, majoritatea companiilor a reușit să obțină rezultate în linie cu estimările în ceea ce privește veniturile și numărul de angajați. Se remarcă totuși un trend descendent pe număr de angajați. Numărul de angajați a scăzut cu 2% mai mult față de procentul estimat. Doar 6% anticipau scădere. În realitate a fost cazul pentru 12 dintre companii participate la sondaj. Deci, ca și număr de companii, au considerat 6% că vor reduce numărul de angajați. În realitate s-a întâmplat ca 12% dintre aceste companii să reducă. 6% din cei care anticipau angajări noi au finalizat anul, de fapt, cu o scădere a numărului de angajați. Ceea ce se va vedea și puțin mai încolo în următoarea, în parcursul prezentării, faptul că și piața forței de muncă nu mai este așa de tensionată așa cum era în anul precedent, în 2023. Următoarea întrebare este: ce rezultate de business estimați pentru anul 2024? Vestea bună este că optimismul cu privire la creșterea veniturilor în 2024 rămâne ridicat în rândul companiilor. 58% dintre respondenți sunt încrezători în performanța companiilor. 46% luând în considerare creșterea investițiilor, iar 40% noi angajări, un nivel similar cu cel realizat în 2023. Față de realizatul din 2023, estimat agregat pentru 2024 este mai mic pe toate cele trei paliere. Facem totuși o notă asupra procentului care reflectă perspectivele de stagnare a numărului de angajați pe fondul contracției deja remarcate în 2023, în condițiile în care totuși 46% din companii au în considerare investiții. Dinamica recrutării în scădere din 2023, iar noile angajări din multe sectoare au înghețat.
Acum, următoarea întrebare este care dintre avantajele competitive ale României rămân relevante pentru climatul investițional în perioada post-pandemie și în contextul geopolitic regional. După cum bine știm, două dintre ancorele principale ale competitivității României sunt calitatea de membru a Uniunii Europene pe de o parte, pe de altă parte calitatea de membru NATO și aliat al NATO. Altele sunt țin de dimensiunea pieței. După cum știm, în zona aceasta România este piața cea mai mare din regiune, după Polonia, puțin mai la nord, înspre zona Baltică și Turcia, dar care nu este membră a Uniunii Europene, este doar membru NATO. Încă un lucru care a apărut este calitatea capitalului uman. S-a tot vorbit de-a lungul timpului de faptul că învățământul nu este cel care produce calitate. Cu toate acestea, există enclave sau există zone în care calitatea capitalului uman este apreciată de către investitori. Am fost acum o săptămână sau două, nu mai țin minte, acum o săptămână la Washington. Da, acum o săptămână la Washington, la Forumul Economic România-Statele Unite, iar în panel executivi ale unor companii mari prezente în România, dar care nu sunt români, au apreciat calitatea factorului uman ca unul dintre principalele atribute și principalele factori calitativi ale deciziilor de a investi în România. Așa cum spuneam, un alt lucru dar care necesită îmbunătățire este calitatea infrastructurii digitale. Calitatea infrastructurii digitale este bună, chiar mai bună decât a unora dintre țările din regiune. Ceea ce lipsește și unde putem să avem îmbunătățiri este în utilizarea acestei infrastructuri, mai ales în zona rurală. Iar încă un factor, dar care a scăzut mult față de anii precedenți, este sistemul fiscal competitiv. Față de anul trecut, 2023, și am un grafic următorul, putem vedea după 2022 constant 31%, 2023 33%, în 2024 vedem o scădere abruptă spre 19%. Principalul motiv acestei scăderi este dat de așa numita taxă pe cifra de afaceri de 1%, care la momentul respectiv, dacă ne aducem bine aminte și colegul meu Vlad o să detalieze mai mult, era un pachet, era taxă pe cifră de afaceri împreună cu administrarea corectă a cheltuielilor bugetare, împreună cu o colectare mai bună a veniturilor la bugetul de stat. Avem o singură certitudine care și-a produs efecte, este acest 1%, și deja în primele 6 luni ale anului vedem faptul că s-au colectat mai mulți bani la bugetul de stat din această taxă. Nu am văzut celelalte două părți ale ecuației și ne uităm cu multă speranță că le vom vedea în perioada următoare a anului sau în anul care urmează. Cam atâta din partea mea pentru moment și o să o rog pe colega mea, vicepreședinte de MCM, Daniela Nemoianu, să preia de aici și o să-i dau și... Mulțumesc frumos! Bună dimineața și din partea mea, mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi. Întotdeauna am apreciat colaborarea și deschiderea presei. Până la urmă contează cum transmiteți mesajele mai departe și cum anume contribuiți alături de fiecare dintre noi, așa cum putem, unde suntem, în ce se poate face ca toți acești parametri și până la urmă progresul din România să fie vizibil, să conteze. Ne-am uitat și la condițiile de piață. Este o bucurie că nu avem
neapărat rezultate frapante, nu sunt dezechilibre majore nicăieri, ele sunt într-o evoluție stabilă. Pentru noi este foarte important, așa cum spunea și domnul președinte Sporiș, segmentul pe care noi îl analizăm, și anume membrii AMCEAM, este reprezentativ, fiindcă este un mix foarte complex, care până la urmă reflectă sub proporție, normal, pro rata, ceea ce înseamnă piața românească, și sunt membri foarte activi. Ceea ce este de apreciat pentru mediul de afaceri românesc este că a ajuns la o maturitate și are o reziliență ieșită din comun, adică după pandemie, după ceea ce a însemnat provocarea războiului din Ucraina, în tot acest context destul de imprevizibil până la urmă în privința stabilității sau lipsei de stabilitate fiscală, mediul de afaceri continuă să fie inventiv, inovativ, până să-și găsească această reziliență care să-l țină competitiv, nu numai local, dar și regional, dar chiar, cum spuneam, cu interes de expansiune pe piețele transatlantice, ceea ce spune foarte, foarte mult lucru și ne dă un optimism. Am filtrat aici pentru barometrul nostru și vedeți această, ne-am uitat foarte mult, avem deja aceste repere pentru ultimii 3 ani și contează aceste variațiuni. Temele sunt oarecum comune și pe care le știm și le analizăm cu toții aproape zilnic, și anume partea de infrastructură digitală, unde este pe locul întâi constant în ultimii 6 ani și avem o creștere față de anul trecut, și aici contează mult, cred, ce înseamnă eficiența operațională și calitatea infrastructurii digitale de care mediul de afaceri beneficiază. Inclusiv investițiile masive care s-au făcut în ultimii ani de către companii pentru implementarea de tehnologii noi, de automatizări, de operaționalizări, de sisteme digitale care să eficientizeze activitățile economice. Calitatea capitalului uman, care într-adevăr în România avem această discrepanță, acest potențial imens și talentul până la urmă capitalului uman local, și faptul că rămâne acest criteriu în top, companiile angajează în continuare oameni calificați și care au un potențial foarte bun și care cresc și pleacă apoi pe traiectorie, pleacă din România și ajung să fie apreciați și în alte conjuncturi. Rămâne însă această discrepanță cu nevoia tot mai mare de capital uman și de fapt și discrepanța cu dificultățile, cu provocările pe care le întâmpină sistemul de educație din România, și știm cu toții ce înseamnă diferența dintre urban și rural, faptul că avem în continuare abandon școlar, că avem analfabetism funcțional, avem copii care, unul din patru copii, nu termină până la urmă, nu ajunge să la învățământ superior. Practic pierdem din acești copii, deși n-ar trebui să rămână niciun copil în urmă, fiindcă niciodată nu este vina acestor copii, ci faptul că sistemul nu reușește să-i sprijine și să-i valorizeze potrivit. Iar pentru investitori, această criză, într-adevăr, presiunea s-a atenuat față de anul trecut, dar în continuare această colaborare între Ministerul Educației și, până la urmă, organizațiile de afaceri din România este extrem de importantă pentru a identifica împreună nevoile și pentru a lucra împreună la aceste programe de dezvoltare a calității capitalului uman. Un al treilea element, la un procent de 47%, infrastructura de securitate cibernetică. Ați văzut cu toții ce amploare, creșterea exponențială a fraudelor cibernetice și atacurile extinse care sunt nu numai pe culoarele rusești, dar în general toate țintele care vizează puncte cheie, puncte vulnerabile, și atunci această capacitate a României de a avea sistemele agregate, coerente, aliniate pentru asigurarea securității cibernetice și îmbunătățirea lor permanentă este până la urmă un element care este apreciat de mediul de afaceri și care oferă acea siguranță a desfășurării activităților.
La punctul 4, la competențe digitale, populația activă, aș vrea să fac o mențiune. Dacă pe de-o parte avem această forță de muncă pregătită digital, să se implice, să dezvolte, să susțină inovația, transformarea digitală și eficiențele operaționale, există, în schimb, prin raport la populația de ansamblu, după cum ați văzut și pe clasamentele DESI, un obstacol pe care încă n-am reușit să-l trecem. Și până la urmă e vorba de cetățeni care încă nu beneficiază de acces și nu au competențele necesare și aici, din nou, nu este doar în sarcina statului, cred eu, cred că trebuie să gândim împreună soluții și să avem propuneri care să poată, după modelele de bună practică din alte țări, să putem să ajutăm la reducerea acestui decalaj. Și mai avem pe locul 5 calitatea lanțurilor de aprovizionare. Aici mi s-a părut foarte interesant, este un element mai nou care a fost accentuat după scurtcircuitele din timpul pandemiei și din timpul războiului. Este foarte important cum anume se pot securiza aceste lanțuri de aprovizionare și normal că pentru mediul economic să poată să aibă o certitudine în privința permanenței acestor lanțuri de aprovizionare este important. Și aici mă gândesc la producători mari, precum Ford, da, sau Renault. Și vă amintiți de criza semiconductorilor și cât de dificil poate deveni orice scurtcircuit în zona aceasta și cât de important este să putem noi ca țară în același timp să ne uităm, să vedem care sunt zonele în care putem investi, adică apropo de exploatarea de materii prime și materiale și cum anume poate la rândul nostru, dincolo de piața locală, putem gândi investiții mai mari, detalii prin care să putem să intrăm în astfel de lanțuri de aprovizionare internaționale. La partea mai puțin pozitivă, avem același leitmotivul și anume infrastructura de transport. Acum credem că ultimele 18 luni au demonstrat o înviorare și vedem cu toții șantierele care sunt extinse și care progresează. Acum ne putem întreba unde au trecut 30 de ani și că multe se puteau face în timpul ăsta, dar bine că sunt acum în format accelerat. Finanțările există și este foarte important în acești 4 pe care avem, să putem să avem o absorpție cât mai bună și o implementare de calitate a acestor proiecte, fiindcă ele sunt proiecte mari, contează până la urmă și calitatea și viabilitatea lor economică, dincolo de volumele. Dar ne așteptăm ca acest punct să se transforme gradual dintr-o preocupare, dintr-o îngrijorare care a dus foarte mult pe negativ, să aibă o îmbunătățire în perioada următoare. Debirocratizarea este strâns legată de digitalizare și aici ne dorim, cu toții se vorbește la nesfârșit de digitalizarea sectorului public, de la digitalizarea ANAF până la ce înseamnă serviciile publice de care are nevoie un cetățean. Eu am fost foarte bucuroasă când după mulți, mulți ani, în sfârșit, puteai să mergi poți să-ți obții acum, de exemplu, cazierul judiciar online. Nu trebuie să mai mergi la secția de poliție, deci a fost o mare victorie. Dar asta este un exemplu minor față de ce optimizări se pot face pe partea de birocratizare. Vlad Boeri, o să vă răspund mai mult pe tema aceasta cu digitalizarea în fiscalitate și cum anume poate ajuta la gradul de conformare. Infrastructura de sănătate, așteptăm cu toții investițiile care ar trebui să conteze. Nu avem încă acel exemplu de succes de PPP pentru acele spitale, care sperăm să vedem acum avans pentru cel de la Timișoara. Vor conta spitalele regionale și da, într-adevăr, finanțarea a crescut în sănătate, dar
nu s-a reflectat până acum în calitatea infrastructurii publice în sănătate și a serviciilor. Pe de altă parte, este una dintre zonele puternic susținute de fondurile PNRR. Deci, ar trebui ca acest parametru să se îmbunătățească în următorii 2-3 ani. Știți cu toții că întotdeauna mediul de afaceri a insistat sau și-a dorit, este așa obsesia noastră legitimă, spunem, privind predictibilitatea cadrului de investiții. În discuțiile pe care le-am avut și cu partenerul american și în această delegație din Washington, am promovat România ca destinație de investiții și primul feedback pe care l-am primit a fost: există predictibilitate și constanță în angajamentul guvernamental față de investitori. Și noi n-am putut să dăm așa un răspuns tranșant negru-alb. Am spus că da, există bunăvoință și există intenții, dar vă așteptăm totuși să investiți. Deci nivelul a rămas comparabil cu 2023 și aici avem această temă pe care noi o solicităm, că până la urmă noi ca mediu de afaceri dumneavoastră, ca media, populația, ca electorat, până la urmă noi dăm acest mandat politic, nu? Și pentru administrarea țării, și ceea ce ne dorim și ceea ce lipsește în continuare de 30 de ani este o viziune pe termen lung, o viziune coerentă, un plan de priorități, un plan strategic, un plan de țară pentru România, și nu avem această viziune, nu știm care industrie, care politici fiscale, care sunt direcțiile și către ce, care sunt obiectivele, către ce țintim să ajungem în 2050 ca să poată să existe această aliniere a întregii societăți. Deci ne lipsește această strategie pe termen lung și este un element care descurajează investițiile consistente, fiindcă investitorii își doresc predictibilitate. Și asta este strict legat, direct legat de politicile economice și industriale moderne. Știm cu toții că sunt tendințe globale și noi nu putem să ne izolăm și trebuie să ținem cont de ele, trebuie să ne încadrăm, și aceste politici economice și industriale trebuie să aibă un termen mediu lung și să fie în linie cu toate aceste dezvoltări, să ținem pasul cu aceste dezvoltări globale. În oglindă cu partea aceasta de condiții de piață este pulsul ridicat de la membrii noștri în privința direcțiilor prioritare și, după cum era de așteptat, și se oglindesc infrastructura, menținerea unui sistem fiscal competitiv, digitalizarea serviciilor publice, creșterea calității sistemului de educație, și pentru noi este, cred că este prioritatea numărul unu, și încercăm să ne implicăm și la nivel de membri și Camera Americană ca organizație. Avem și un segment foarte important de ONG-uri care sunt membre în cameră și care sunt active în sprijinirea reformei în sistemul de educație. Este o provocare foarte, foarte mare, dar perseverăm. Iar ca punct final din zona aceasta a politicilor publice, pentru, în general, și a momentului, pentru noi rămâne în continuare atenția ridicată pentru o absorpție cât mai mare a fondurilor europene, deci cu tot ce înseamnă finanțările în curs și pe PNRR, dar și cadrul actual, fiindcă știm cu toții că după finalizarea acestei etape, România se va transforma în net contributor și atunci avem această fereastră de oportunitate extraordinară pe care sper să o capitalizăm, să o folosim la maxim. Am mai adresat o întrebare nouă membrilor noștri, și anume cum se implică la nivel de societate și cum susțin zona de CSR. Iată, educația reflectă direct ceea ce vă spuneam mai devreme. 78% sunt fonduri CSR direcționate către educație. Și din interes direct, că
dacă vom avea absolvenți performanți și talentați, atunci cu siguranță piața muncii va fi foarte bună, foarte competitivă, dar și ca implicare socială pentru remedierea acestor decalaje. Sustenabilitate în creștere, asistență socială, programe comunitare, sănătate. Sunt variațiuni previzibile, nu sunt schimbări radicale, dar încă o dată, așa cum am spus la începutul intervenției mele, denotă o maturitate a mediului de afaceri și încrederea pe care mediul de afaceri o are în piața locală și faptul că sunt aici ca să construiască mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, spună bine, clickerul. Optimismul sau pesimismul mediului de afaceri privind stabilitatea României se reflectă și prin setul de întrebări privind investițiile pe care cei intervievați sunt dispuși să le facă în perioadele imediat următoare. 12 luni, cum este această întrebare, și următoarea întrebare o să fie în următorii 3 ani. După cum vedeți, aș începe cu cei care au spus că nu vor face investiții. Au rămas relativ constanți, cam un sfert din cei intervievați au spus că vor stagna sau nu vor rămâne la dimensiunea actuală. Și aș spune că este îmbucurător faptul că în pofida temerilor pe care Cristi și Daniela le-au evocat un pic mai devreme, optimismul privind mediul de afaceri din România sau stabilitatea din România s-a păstrat, fiind aproape aceleași procente care vor investi diferite sume în funcție de dimensiunile companiilor respective. Deci vedeți că 37% dintre cei intervievați vor face investiții până într-un milion de euro, dar vor investi, iar în ușoară creștere față de anul trecut, 3% vor face investiții peste 100 milioane de euro. Ceea ce este o consolidare, acum dacă luăm numărul acestor respondenți, sunt 8 companii aproximativ care dacă investesc peste 100 milioane de euro înseamnă sume consistente pentru România. Privind perioada de 3 ani, creșterea, menținerea sau reducerea activității în România pe perioada următoare, iarăși aproape majoritatea covârșitoare a celor intervievați își vor extinde sau menține cel puțin activitatea din România în perioada imediat următoare. 66, deci 2/3 din companie anticipează o creștere a activității în România, chiar dacă la un nivel mai temperat față de în anul precedent. Și chiar dacă procentele sunt mici, procentul celor care își vor reduce activitatea în România s-a dublat față de studiul derulat în anul precedent. Nu aș insista, n-aș ridica un motiv de îngrijorare din acest lucru, dar totuși trebuie evocat ca atare. Am introdus anul acesta și o întrebare nouă privind, în barometrul nostru, privind tendința de dezvoltare pe alte piețe, de a ieși din România, pentru că vrem să urmărim trendurile pe export și investiții, care sunt condiții esențiale pentru îmbunătățirea balanței comerciale a României, dar și diversificarea economiei și, în final, cu impact direct pe rezerva valutară a României. Și aproape 60% din cei intervievați nu au nici investiții în străinătate și nici exporturi, ceea ce poate fi un motiv de îngrijorare. 35% au exporturi, iar acestea vin din segmente preponderent strategice, cum ar fi IT și manufacturing. Iar 9% din cei intervievați au doar investiții în afara României. Acum, Daniela a vorbit un pic despre piața forței de muncă. Piața forței de muncă este, deși e prima ediție în care avem o scădere în proporția celor care califică drept pensionată piața forței de muncă, de la 94% la 88%, procentul este în continuare
covârșitor de mare. Trendul în ultimii ani fiind de regulă, adică fiind ascendent, pornind de la o situație tensionată, așa cum o vedeau în 2021, doar 82%, doar 82%, ajungând la 94% în 2023. Deficitul forței de muncă a fost perceput în mod tradițional ca fiind cea mai mare provocare pentru profitabilitatea și rentabilitatea companiilor, dar și o limitare pentru atragerea investițiilor. 88% este îngrijorător. Cu toate astea, relaxarea sau tendința de relaxare pe care am constatat-o poate avea mai multe surse și aș menționa aici faptul că la nivel global au fost anumite restructurări profunde, ceea ce au ajutat România, pentru că de fapt o bună parte din cei în România aplicau pentru poziții, pentru marile firme de IT, dacă au fost 10.000 de concedieri în ultimul an. A fost o presiune foarte mare pe bugetele companiilor. Reamintesc faptul că în 2023 salariul minim pe economie a crescut de două ori și o altă creștere s-a întâmplat și ieri. Angajatorii din trei dintre industrii și-au majorat cheltuielile de personal cu până la 18% ca urmare a noilor modificări fiscale intrate în vigoare la 1 noiembrie 2023. Aceste trei sectoare având împreună aproape 800.000 de salariați, adică 16% în totalul salariaților din România. Deci un impact covârșitor. Nu aș mai insista aici pe piața forței de muncă, sunt doar speculații, și, dar revin prin a sublinia faptul că, deși procentele din partea dreaptă a graficului se îmbunătățesc, schimbarea este mult prea mică ca să spunem că, de fapt, situația piața forței de muncă din România este mai puțin, mult mai puțin tensionată decât în trecut. În privința factorilor macroeconomici care prezintă cele mai mari riscuri pentru economia din România, în continuare creșterea poverii fiscale și asta este nu este o temă nouă, dar este pentru prima oară când a fost identificată ca un posibil răspuns în această pondere și nu o să iau spațiului Vlad, dar pe lângă povara fiscală de la crescută de la începutul anului, cred că ne pasc anumite modificări care ar putea să fie semnificativ mai profunde decât impozitul sau impozitul acesta pe cifra de afaceri. Și au fost o groază de discuții în spațiul public privind impostul progresiv sau eventual modificarea cotei unice, dar repet, întrebările legate de fiscalitate, vă rog să le adresați de dumneavoastră toate răspunsurile. Evoluția inflației, chiar dacă este un trend descendent al inflației, inflația este în continuare mare și vă reamintesc faptul că scăderea inflației în România este mai puțin semnificativă decât ce s-a întâmplat în alte țări și o să vă dau un singur exemplu. Ungaria a avut 20% în perioada de vârf și acum este sub 5%, dacă nu mă înșel, este la 2-3%. Noi în continuare ne luptăm cu o inflație destul de mare și faptul că au fost măririle acestea de salarii minime, asta înseamnă că e mai multă disponibilitate în rândul populației, ceea ce înseamnă o încurajare a consumului, care de regulă generează inflație în perioada aceasta. E un declin al percepției privind presiunea inflaționistă de aproape 11 puncte procentuale, ceea ce, de fapt, reflectă că am trecut de partea un pic mai complicată. Există o preocupare în ceea ce privește creșterea costurilor fixe, chirii, utilități, salarii, care este stagnantă față, adică, comparativ cu anul 2023, dar în continuare semnificativă, adică aproape 60% din cei intervievați au indicat aceasta ca fiind un factor care apreciază, care reprezintă un risc pentru România. Și acum o să mă refer un pic la adâncirea deficitului bugetar. Aici este o creștere față de perioada precedentă și aș spune în egală măsură și creșterea gradului de îndatorare publică. Noi am atras, MCM, am atras atenția în mod repetat asupra riscurilor ridicate de deviația deficitului bugetar de la traiectoria la care România s-a angajat de ajustarea acestui deficit.
Am observat, din păcate, cum spunea și Cristian mai devreme, că introducerea impozitului minim nu a reglat deficitul, așa cum era promisiunea sau așteptarea guvernanților, pentru că, deși s-au încasat mai multe venituri, statul nu a fost un agent ponderat în ceea ce privește cheltuielile și acestea au crescut cum era de așteptat, pentru că anul 2024 este un an electoral și nu reducerea cheltuielilor statului într-un an electoral este utopică. Prin urmare, promisiunea actualului guvern asumată în programul de guvernare în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului față de Comisia Europeană pentru a ieși din procedura de deficit bugetar excesiv în 2024 nu a fost neapărat susținută de asumarea unui plan coerent și realist. Acum sunt anumite riscuri care derivă din acest lucru. Instabilitatea economică duce la volatilitate pe piețele financiare, fluctuația cursului valutar nu s-a întâmplat până acum, partea asta, cursul fiind în continuare stabil, și creșterea ratelor dobânzilor sau reducerea mai puțin accelerată a acestora. Pot apărea, și spuneam mai devreme de modificarea cotei unice sau introducerea impozitului progresiv, pot apărea taxe și impozite noi. Și nu în ultimul rând, există riscul tăierii investițiilor în statul în sectoare critice, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate, unde sectoare care au fost în mod tradițional finanțate sub nivelul, sub nevoia din sectoarele respective, ducând la niște dezechilibre majore în economia românească. Adică s-a văzut un pic mai devreme că partea de infrastructură este în continuare un factor extrem de important pentru cei care au răspuns la acest barometru. Și toate acestea pot duce într-un scenariu extrem de pesimist și la un downgrade al ratingului de țară. Și nu în ultimul rând, războiul din Ucraina își menține o pondere destul de importantă în rândul riscurilor macro pentru România și acum este chiar un tumult în jurul declarațiilor recente făcute de unul din candidați la președinția Statelor Unite privind posibila oprire accelerată a războiului, lucru care este din nou considerat de către părțile, mă rog, cel puțin de către ruși, ca fiind un lucru utopic. Privind trendurile globale care vor avea un impact mai mare asupra afacerilor pe termen lung și mediu, aceasta este o întrebare nouă în barometrul nostru, pentru că am vrut să vedem care sunt preocupările actuale ale companiilor în contextul unui mediu economic global extrem de dinamic și de complex. Prima preocupare este legată de inteligența artificială. Aproape 70% dintre cei intervievați consideră de departe ca fiind cea mai influentă tendință. Iar asta în contextul în care inteligența artificială este înglobată cu o viteză extraordinar de mare în diverse industrii, dar are și potențialul de a revoluționa procese de afaceri, în ceea ce privește automatizarea, procesul de luare a deciziilor și accesul la resurse. 53% dintre cei intervievați au indicat conflictele militare ca fiind a doua tendință cu impact major, reflectând îngrijorările cu privire la instabilitatea geopolitică. Și aici nu este doar riscul care derivă din această instabilitate geopolitică, cât impactul asupra mediului de afaceri, întrucât conflictele militare afectează în mod direct lanțurile de aprovizionare și contribuie la crearea acestei incertitudini economice care influențează în final prețul resurselor și în particular al energiei. Partea de ESG este la fel de nou ca și celelalte. Aici e vorba mai degrabă de un cadru de reglementare, mai mult decât
decât schimbările climatice, unde 28% dintre cei intervievați au indicat schimbările climatice ca fiind, o tendință care va avea impact asupra economiei în perioada care va urma. Schimbările climatice vor afecta resursele naturale, vor apărea reglementări tot mai stricte pentru legate de mediu și ținte din ce în ce mai ambițioase privind reducerea amprentei de carbon. Iar cadrul de reglementare sau de raportare este stabilit prin ESG, politicile, adoptarea unor practici sustenabile, echitabile și responsabile pentru a putea reduce impactul schimbărilor climatice asupra activității noastre. Partea cea mai importantă este în ce măsură aceste tendințe sunt înglobate de către companii în planurile lor strategice și în ce măsură investițiile pe care și le-au asumat sau și le vor asuma vor fi pentru a adresa aceste tendințe care vor afecta companiile în anii ce vor urma. Și chiar dacă nu este menționat aici, dar oricum legat de ce spunea Daniela un pic mai devreme, aș menționa faptul că o investiție sau o tendință care va trebui să fie luată în calcul este faptul că în momentul de față sistemele de educație din toată lumea, nu doar din România, poate mai mult în România decât în alte părți, nu sunt neapărat ajustate în a pregăti absolvenți de orice nivel care să deservească piața forței de muncă peste un număr de ani. Da? Deci da, au fost chiar întrebări în mai multe studii pe care am citit, care vorbeau de măsura în care companiile își găsesc fie angajați, fie proaspeți sau dintre cei existenți care să răspundă nevoilor de business de peste 10 ani. Iar acesta nu este un shift care se face de la un an la altul. Adică nu se poate spune că, ok, anul ăsta avem nevoie de oameni care să aibă competențe digitale semnificativ mai mari față de anul precedent și putem să angajăm, pentru că nu avem de unde să angajăm. Iar pregătirea angajaților pentru a prelua astfel de activități sau responsabilități în cadrul companiilor durează, e un proces evolutiv și nu este în niciun caz o treaptă. Dar îmbucurător este faptul că, deși poate investițiile în sistemul de educație din România nu sunt semnificative și sunt poate chiar precare, în rândul companiilor sau celor intervievați de noi, peste jumătate au menționat că investesc în educație alături de organizații non-guvernamentale, suprimind oarecum lipsa de viziune sau de strategie a celor care ar trebui să stabilească politicile educaționale ale României. Și cu asta o să îi dau cuvântul lui Vlad pentru partea cea mai juicy din conferința de astăzi. Mulțumesc! S-a vorbit de investiții și am întrebat membrii noștri și ce surse de finanțare au în vedere pentru realizarea investițiilor. Pe primul loc, nesurprinzător, au rămas fondurile proprii. 91% dintre respondenți au spus că vor folosi și fonduri proprii într-o proporție semnificativă pentru a-și finanța investițiile. Ce ne-a bucurat însă să vedem e faptul că partea de fonduri europene și ajutor de stat se menține într-o proporție mare, aș zice, în total ne apropiem de aproximativ 40% din respondenți, fiind interesați de accesarea unei surse de finanțare nerambursabile, fie pe fonduri europene, fie pe ajutor de stat. Ajutorul de stat în România este într-un trend ascendent. Credem că trebuie să se mențină acest trend și credem că ar trebui să existe o viziune clară a locurilor din economie unde ar trebui statul să-și concentreze ajutoarele, firește în niște industrii semnificative, atât din punct de vedere economic,
politică și din punct de vedere, a zice, al siguranței. Fie că vorbim de manufacturing, de energie, automotive, tehnologie și alte asemenea industrie. Am întrebat și dacă vedem o creștere sau o scădere a costurilor de finanțare. Răspunsul majoritar a fost că mediul economic se așteaptă la o stagnare. Asta vine într-adevăr pe fondul trecerii hopului mare inflaționist. Chiar dacă avem o inflație mare, ne așteptăm ca ea treptat să scadă. În perioada imediat următoare vorbim de o stagnare și, prin urmare, și costul de finanțare ne așteptăm, mediul de afaceri se așteaptă să stagneze. 45% din respondenți au spus că costul de finanțare va fi unul similar cu cel de anul trecut. Procentul celor care prevăd o creștere a costului de finanțare e semnificativ mai mic, vorbim de 38% anul acesta versus 2/3 din respondenți în anul trecut. Trecând și la partea de fiscalitate, aș zice că aș zice în felul următor, impactul noii taxe minime pe cifra de afaceri cred că a fost subiectul cel mai dezbătut de mediul de afaceri în anul trecut. Encem continuă să susțină că acest impozit este unul injust, generând efecte anticoncurențiale și inflaționiste. Un impozit care a fost introdus tempestiv și, ca urmare a acestui fapt, a generat inadvertențe și anomalii. O să vorbesc și de partea aceasta de inadvertențe, să spunem, sau anomalii, cu care mediul de afaceri continuă să se confrunte. Dar, cel mai important, 39% dintre respondenți au considerat că a avut un impact semnificativ asupra business-ului lor. S-a menționat mai devreme de Cristi, introducerea acestui impozit, în primul rând, a fost partea unui pachet care privea și reducerea cheltuielilor bugetare. Din păcate, lucrul ăsta nu l-am văzut. De asemenea, foarte important, de la început s-a vorbit despre un impozit temporar, inițial pentru un an, apoi pentru 2 ani, și credem în continuare că odată ce a fost introdus, ar trebui să existe un calendar clar de renunțare la acest impozit care nu aduce neapărat nivelul scontat de venituri bugetare și creează mari probleme jucătorilor din economie. Pe lângă costul semnificativ mai mare cu fiscalitatea pe care trebuie să-l suporte, vorbim și de anumite inadvertențe. În primul rând, el se aplică asupra multor altor taxe pe care contribuabilii sunt obligați să le colecteze în numele statului, fie că vorbim de, nu știu, taxe speciale la fondul de mediu, taxe speciale în energie, taxa pe pungă, dacă vreți, taxa clawback și alte asemenea accizele și alte asemenea taxe care intră în baza de impozitare a acestui impozit de 1%. Firește, o taxare a taxelor nu este ceva echitabil. Apoi avem cheltuielile de cercetare, dezvoltare. Aici, în general, România are nevoie de
de un focus mult mai mare pe cercetare-dezvoltare și atunci, din nou, veniturile din cercetare-dezvoltare ar trebui, părerea noastră, excluse din baza de impozitare a acestui 1%. Diferențele de curs valutar, dacă ele sunt nefavorabile, adică dacă contribuabilul pierde din diferențe de curs valutar, atunci această pierdere nu este luată în considerare la calculul impozitului de 1% și în anumite luni contribuabilii poate să piardă din diferență de curs valutar, în alte luni se câștige. Partea de câștig se va impozita în timp ce partea de pierdere nu este luată în considerare. Și pentru competitivitate la nivel european, dacă vreți, sau chiar la nivel mondial, vorbim de creditul fiscal extern, care iarăși nu este acoperit. România are încheiate tratate de evitare a dublei impuneri cu foarte multe țări. Acolo se prevede o scutire de impozit sau obținerea unui credit fiscal pentru impozitul plătit în cealaltă țară. Dacă avem un contribuabil român care obține venituri din străinătate, plătește odată impozit în țara respectivă, având din punct de vedere fiscal un sediu permanent, aceasta ar fi noțiunea, se întoarce cu venitul respectiv în România și mai este taxat încă o dată cu acest 1%. Astea ar fi ajustări pe care noi le vedem necesare a fi implementate cât mai curând posibil, până când sperăm noi acest impozit va fi eliminat, așa cum a fost intenția inițială. Întorcându-mă un pic la barometru, fiscalitatea a fost văzută ca un avantaj competitiv și nu cred că este momentul sau poziția ca România să-și piardă acest avantaj competitiv. Și din răspunsurile primite, în anii trecuți, o treime considerau sistemul fiscal ca fiind un avantaj competitiv al țării, anul acesta doar 19%. Cam atâta pe partea de fiscalitate. Mulțumesc Daniela, mulțumesc Zin, mulțumesc Vlad. Mai este, înainte de terminarea acestei prezentări, mai avem doar o singură întrebare. În cadrul sondajului, și aceasta este legată de predicția evoluției economice a membrilor pentru anul următor. Iar înainte de a ajunge la sesiunea de întrebări și răspunsuri, mai o să avem câteva considerații cu privire la sistemul de impozitare și câteva concluzii, după care putem să intrăm în dialog. În ceea ce privește cum anticipează membrii MC în evoluția economiei în 2024, putem vedea că mai bine de jumătate dintre ei anticipează o creștere economică. Cei care anticipează o scădere sunt cam 9%, la fel ca și anul precedent. Ceea ce este important este faptul că percepția mea este în linie și cu prognoza Băncii Naționale a României cu privire la evoluția economică pentru anul 2024. După un prim trimestru destul de, să spun așa, timid, membrii apreciază că odată cu creșterea venitului disponibil, reducerea inflației, reducerea dobânzilor, va apărea o cerere în piață mai mare și asta va duce la o creștere economică pentru România în anul 2024. Pe de altă parte, este un trend pozitiv care nu este doar în 2024, ci pentru anii care vor urma. Acesta este și un din mesajele pe care noi le-am transmis la întâlnirea cu investitori și partenerii americani la Forumul Economic România, Statele Unite, că România este o destinație de investiții în regiune, că
va fi țara care va crește mai rapid decât celelalte potențiale jurisdicții din zona noastră sau din Europa în general. Avem nevoie de doi piloni importanți pentru a convinge acești investitori. Pe unul avem, sau în momentul de față, dar va trebui să ne asigurăm că avem și în viitor, e vorba de calitatea capitalului uman. Așa cum spuneam, avem feedback pozitiv în ceea ce privește calitatea acestui capital uman, dar sistemul educațional va trebui în continuare să producă talente pentru a atrage investitori străini. Și nu o să mai intru în detalii, a prezentat Daniela partea de educație. Mai este și cadrul fiscal stabil, iar aici cred că da, este un moment oportun să în contextul actual să reiterăm susținerea MCM cu privire la menținerea sistemului de cotă unică de impozitare. Sunt mai multe motive pentru care susținem acest lucru, având în vedere nivelul de dezvoltare economică al României, având în vedere nevoia de simplitate în ceea ce privește cadrul fiscal, având în vedere faptul că, așa cum spunea și Vlad, când te referi la deficitul bugetar și aici toată lumea este de acord, și mediul de business, și membrii MCM, că nu are cum să fie sustenabil astfel de niveluri ale deficitului bugetar, suntem de acord că trebuie să intrăm pe o traiectorie de ajustare, dar nu se poate face doar printr-o creștere a fiscalității. Acesta se va face printr-un cumul de măsuri care ține și de colectare, care ține și de nivelul impozitelor și care ține și de modul în care sunt cheltuielile sunt gestionate în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Aici, dacă Vlad ar vrea să mai intervină cu privire la sistemul cotei unice, de ce credem că este cel mai bine din punct de vedere tehnic? Da, zice că cota unică vine cu niște avantaje. Simplitate, atât pentru contribuabil, cât și pentru autoritatea fiscală. Crește conformarea voluntară și lucrul ăsta s-a văzut inclusiv din momentul în care România a introdus cota unică și închide portițe pentru diferite alternative, să zicem, în zona gri. Și așa cum spuneam mai devreme, cred că avantajul competitiv pentru România din perspectivă de fiscalitate trebuie păstrat în continuare. Și înainte să stricăm și cota unică, cred că putem să vedem cât ar aduce în plus o cotă unică generalizată, fără atât de multe excepții. Și încă ceva foarte important, haideți să vedem ce va produce digitalizarea, pentru că mediul de afaceri a fost expus unei digitalizări accentuate a sistemului fiscal în ultimii ani. Fie că vorbim de SAFT, mai nou e-factura, e-transport, acum se vorbește și de e-TVA. Toate aceste măsuri au fost luate cu un efort mare la nivelul mediului de afaceri și cu calcule de reducere a evaziunii fiscale și, în final, de colectare a unor sumări suplimentare la bugetul de stat, de unde, exact din zonele pe care eu le-am denumit gri, credem că vor avea efect în următoarea perioadă. Unele rezultate deja se văd.
în colectare suplimentară din aceste eforturi de digitalizare. Și cred că ar trebui să ne uităm, să vedem ce obținem înainte să stricăm partea de cotă unică. Mai mult, toată partea asta de digitalizare a venit tocmai să închidă anumite portițe care erau exploatate la limita legii sau ilegal de către o parte din mediul de afaceri. Ori, introducerea unei nepăstrarea cotei unice va deschide alte portițe. Și atunci cred că trebuie să ne și hotărâm în ce direcție vrem să mergem efectiv cu tot sistemul fiscal. Da, mulțumesc mult, Vlad. Vă mai dau câteva cifre din calculele estimative ale ENCE, în cazul în care vom reveni la cota unică de 16% în anul 2025, așa cum a fost ea introdusă în anul 2005, dacă nu mă înșel. Veniturile suplimentare la bugetul de stat ar putea să fie cu mai mari, cu 1,6% din PIB, peste 1,6% din PIB. Ceea ce înseamnă că cu partea de digitalizare care deja s-a produs și care a fost de fapt un burden, a fost deja pe sistem privat o cheltuială pe companii care raportează toate datele respective, ne așteptăm la o colectare mai bună și atunci deficitul bugetar așa mare cum este s-ar putea să devină mai mic. Așa că recomandarea și ceea ce susținem noi ca și MCM, România, este primul pas pe care trebuie să facem este reașezarea sistemului cotei unice pe premisele lui naturale. Iar aici este echitate pentru toți contribuabilii și uniformizarea sistemului fiscal prin eliminarea avantajelor artificiale și a distorsiunilor. Nu o să mai intru la faptul că, într-adevăr, este un sistem simplu, conformarea voluntară este ridicată, nu este multă complicație în a calcula și plăti la bugetul statului contribuțiile și dările, așa că noi susținem acest lucru, noi împreună cu membrii. Iar acum, înainte de încheiere, câteva concluzii pe care aș vrea să rămâneți în urma acestui sondaj. Deși se remarcă o prudență în creștere, nivelul de apreciere a climatului investițional rămâne preponderent optimist. Rezultate de business pozitive, așa cum ați văzut în 2023 și estimări pentru 2024 tot așa pozitive, planuri de investiții și extindere în România, precum și interes pentru internaționalizare. Atunci, asta este ceea ce ne comunică prin acest sondaj membrii MCM. Ca o tendință, nu știu dacă e o tendință sau este doar o întâmplare, o ușoară scădere a tensiunii din piața muncii, vom vedea în următorul barometru în anul 2025 dacă este o tendință, un trend sau este doar un caz excepțional. Pentru a atrage investiții străine, factorul capital uman este determinant. Tot așa, pentru a atrage investiții străine, este nevoie de infrastructură de transport și, la fel, infrastructură digitală, bine pusă la punct. Iar, nu în ultimul rând, politica fiscală și nivelul de impozitare revin în topul preocupărilor companiilor, odată cu apropierea de anul 2025, când toată lumea, tot mediul de business este conștient de faptul că acest deficit va trebui adresat.
dar pentru a adresa acest deficit bugetar va trebui să fie o colaborare și conlucrare între toți factorii de decizie și trebuie acționat din ambele părți, nu doar pe partea de venituri, ci și pe partea de cheltuieli și, în ultimul rând, în a adresa și zona de economie gri, unde, practic, toată lumea, partea de colectare, toată lumea va trebui să colecteze, toată lumea va trebui să contribuie la bugetul statului potrivit activității pe care o desfășoară. Cam atât din partea noastră ca și prezentare. În momentul de față am încheiat partea de prezentare și vă invităm la sesiunea de întrebări și răspunsuri în cazul în care sunt întrebări, bineînțeles. O să, dacă îmi permit, colegii, pun eu, pentru că eu trebuie să plec la altă filmare foarte rapid. Aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți prin cotă unică generalizată sau revenirea la formula ei inițială, dacă asta include și o majorare a impozitului pe venit de la 10 la 16%, ca să fim cu toții generalizați, cum s-ar împăca acest apel al dumneavoastră către toată lumea să plătească la fel, de faptul că companiile au fost nemulțumite când s-a revenit la impozitarea IT-știilor? Și cât de serios vedeți pericolul creșterii cotei de TVA anul viitor, pentru că în momentul de față, chiar dacă oficialii nu vor să recunoască, se fac scenarii pentru creșterea cotei de TVA cu 1, 2 sau chiar 3 puncte procentuale. Cum vedeți acest lucru în ansamblul economiei și impact în contextul în care ar avea loc o asemenea creștere a cotei de TVA de la 19% la 20, 21% sau chiar 22%. Am văzut și raporturi de el de la Unicredit care spune că cel mai probabil spre un 2 puncte s-ar putea merge anul viitor pentru creșterea cotei de TVA. Cu impact, bineînțeles, în creșterea economică, mai mic. Mulțumesc. Da, au fost multe întrebări. Știu, dar... Nu știu la care să întreb prima dată. Le-am spus pe toate, că după aceea... O să încep eu și pe aia o să mă ajută colegii mei. Deci este clar, și o să iau din zona macroeconomică, este clar că nu putem să mergem cu deficite de 6,57%, o ajustare va trebui să se întâmple. Deci răspunsul imediat este da, cotă unică, generalizată, astfel încât să se reducă gap-ul respectiv. Ceea ce înseamnă că da, cota unică înseamnă că e 14, că e 15, că e 16, nu știm. Dar trebuie să fie una pentru toată lumea, indiferent de forma de venit despre care este impozitată. Nu știu dacă am răspuns la întrebare sau nu. Și estimările erau făcute de dumneavoastră pe 1,6 puncte procentuale în casări suplimentare? Exact. Pe ceea ce există acum ca și PIB-ul existent. Da? Pe sursele actuale de venituri, să spun așa. Ne luând în considerare și practic s-a extrapolat și s-a considerat că menținându-se aceeași structură a veniturilor și în anul 2025, practic la un PIB mai mare, 1,6% dintr-un PIB mai mare ar însemna același lucru. Vorbim de procente. Deci dacă asta era întrebarea, răspunsul este da, nu știm exact. Dar există și câteva sensibilități și se poate calcula, și sunt convins că specialiștii la Ministerul de Finanțe știu lucrul acesta, la fel ca și cei de la Palatul Victoria, există o anumită sensibilitate la fiecare punct procentual în plus, înseamnă mai mult sau mai puțin din timp. E adevărat că trebuie găsită un nivel optim, astfel încât da, conformarea voluntară să existe, să rămână prezentă. Pentru că peste un anumit nivel, automat dispare conformarea voluntară. Calculele sunt făcute pe 16%. TVA-ul. Creșterea TVA-ului este o măsură de urgență. În sensul în care e o măsură care clar duce la creșterea imediată a veniturilor colectate, pe de o parte, dar aplicarea generalizată sau impactul generalizat pe care îl are denotă o lipsă de direcție, de analiză, de structură.
Și atunci părerea mea personală e că vom vorbi de o creștere a TVA-ului doar în măsura în care nu vom reuși să așezăm sistemul fiscal pe niște baze care să ne ajute economic măcar pe termen mediu. Deci, nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Nu-l vedeți ca fiind risc de implementare, de creștere a cotei de TVA de la anul neapărat? Nu pot să exclud acest risc. Spun doar că ajungem într-un astfel de risc sau într-o astfel de situație dacă nu avem o strategie. Și atunci ajung în situația în care eu am nevoie urgentă de bani la buget, fără să mă gândesc care sunt implicațiile pe termen mediu sau, de fapt, de unde ar trebui să colectez mai mult, din ce sectoare ale economiei, din ce parte a contribuabililor și așa mai departe. Și vin și aplic, exact asta se face. Aplic o măsură care mi-aduce imediat mulți bani, dar fără să, dacă vreți, tratez un simptom, nu tratez o cauză cu o creștere a cotei de TVA. Mă scuzați, ați spus că istoria ne arată că asta se face? Exact asta s-a făcut. N-am văzut niciodată o reformă. Adică de fiecare dată când a fost nevoie de bani la buget, s-au majorat taxele care se colectează cel mai ușor. Adică ce ne face să credem că va fi diferit de această dată? TVA-ul ăsta a fost crescut o singură dată, dacă ținem bine minte, în criza precedentă. Poftiți? Sensibil. Sensibil, da. Pentru că tocmai TVA-ul are această capacitate să-ți aducă foarte repede bani mulți. Dar nu înseamnă că este o măsură care te ajută în vreun fel la creștere economică, la stabilitate, ci doar îți rezolvă această problemă într-un termen foarte scurt. Îți rezolvă cash-ul foarte scurt. Da? Dar cu efecte grele pe termen lung. Da? Vorbim iarăși de o creștere a inflației, de-abia spusesem cam sărit de un hop, afectarea întregii populații, indiferent că vorbim de salariați, că vorbim de pensionari sau de alte categorii de persoane. Ați vorbit de cota muncă generalizată, inclusiv pe zonurile salariale. Nu vă este teamă că am aplicat aceste cote muncă generalizată, inclusiv pe zonurile salariale, va duce din nou o pensioare la piața față de lucru din țara noastră? Piața forței de muncă oricum este tensionată, am și văzut, adică chiar dacă e puțin mai mică, dar în loc de 94% e la 88%, ceea ce nu este foarte mare reducere. Deci piața forței de muncă oricum este tensionată și mereu am spus noi ca MCM faptul că cumva munca nu este... Impozitarea muncii în România este foarte ridicată comparativ cu alte state ale Uniunii Europene. O creștere cu încă 6% ar presupune o impozitare și mai ridicată. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem faptul că cumva ecuația asta deficitului nu poate să rămână pe termen nedeterminat. Cumva, la un moment dat, o ajustare se va petrece. E mai bine să fie o ajustare ordonată prin cotă unică generalizată, printr-o creștere a TVA-ului cât de cât acceptabilă, pentru că dacă nu, cu siguranță o ajustare se va petrece. Poate nu anul viitor, poate în 5 ani, în 6 ani, în 3 ani, abar n-am, și o să ar putea să facă fie piața, și atunci va fi dezordonată și va fi mult mai rău decât ne imaginăm. Și avem exemple mai la sud de România, de Dunăre, în urmă cu câțiva ani, cum s-a făcut ajustarea. Și aveau niște deficituri așa structurale mari de ceva ani le cărau. Mă refer la Grecia aici. Deci cumva, da,
piața muncii se va tensiona, dar e bine ca fiecare să plătească ceva în plus și statul să cheltuie ceva în minus, astfel încât să fie totul bine pentru toată lumea. Altfel ajungem la situații în care vor plăti cei care plătesc, tot cei care plătesc, și măsurile vor fi de genul, că întrebarea era despre TVA, taxa pe cifra de afaceri este tot o formă de TVA, doar că nu îi spunem TVA, dar în realitate, în ceea ce privește cum a influențat inflația, în realitate a fost chiar mai negativă decât o majorare de TVA, pentru că pe tot lanțul, da, s-a adăugat un 1%. Și atunci, da, poate la final, în funcție de marfa respectivă, câte mâini a schimbat, probabil că a ajuns la un 3% în inflație. Nu știu care e factorul de multiplicare, dar tot un fel de TVA, tot un fel de taxă care e de urgență, pentru că produce efecte a doua zi, în următoarea lună deja încasezi mai mulți bani. Așa că, da, dacă sper să am un răspuns la întrebare. Mă rog. Am eu o întrebare, da, de folosă. Ca să înainte să plecați. Ce scuze. Da, exact. Ați spus că ajustarea trebuie să se petreacă. E mai ok să se facă prin cotă unică generalizată și o creștere a cotei de TVA suportabil. Ce înseamnă asta? Încă o dată, n-am făcut calcule noi. Încă, până la urmă, lucrurile sunt simple. Nu, dar mediului de afaceri. Pentru că în momentul de față, toată lumea care vorbește de o majorare a cotei de TVA, sau cel puțin raportul Unicredit, spun ok, crește cu 2%, dar asta înseamnă că o să lovească și în populație putere de cumpărare și o să coboare creșterea economică. Da, nu e o soluție. 4, nu e o soluție. Da. Asta e întrebarea. Ce înseamnă suportabil? Adică ce ar fi suportabil pentru un mediu de afaceri? Că până la urmă e o taxă pe care o dăm mai departe. Aici ce trebuie, toată? Ce pot să vă spun este calculele pe care le avem ca și sensibilitate și v-am spus cifra de 1,6% pentru impozitul generalizat de 16%. Pe zona de TVA nu avem în momentul de față calcule disponibile de sensibilitate. Când o să le avem, o să putem discuta, dar sunt convins că acestea le poate face și Ministrul de Finanțe foarte bine. În momentul de față nu avem un calcul, da? Deci nu pot să vin să vă spun, ok, 0,5% sau 1% sau 2% sau... Și încă o dată, mai e încă un lucru. TVA-ul așa și aici mă corectează Vlad, dacă... În România ne uităm la cota de TVA, dar de fapt cota efectivă, mă îndoiesc că este 19%. Dacă luăm coșul de consum, s-ar putea să fie undeva la 13% sau la 14%. Cota efectivă de TVA. Deci, chiar și cota pe noi ce ne interesează, sau pe, cum să spun eu, la nivel de buget, la nivel de colectare, este cât se colectează efectiv din TVA. Și aici e o discuție mult mai largă. Nivelul cotei, cota redusă și cota normală, cât se colectează din cota respectivă, cât nu se colectează, deci e un ansamblu mai complet. Probabil că dacă în loc de 35% necolectare ne ducem spre 20%, probabil că nu e nevoie să se facă nicio majorare de TVA. Și asta ar fi suportabil. Și asta ar fi suportabil. Aș vrea să duc o precizare, ca să nu se înțeleagă greșit, tensiunea de pe piața forței de muncă. Aceasta, adică, nu reprezintă tensiunile generate de salariați din perspectiva creșterii impozitării și așa mai departe, ci mai degrabă din perspectiva angajatorului, în ce măsură își pot găsi angajați. Pentru că, de fapt, una din problemele majore ale României în ultima perioadă, care a avut impact significativ asupra abilității de creștere economică și de atragere de investiții străine, este disponibilitatea forței de muncă, indiferent de cost. Da? Adică ceea ce a dus la o escaladare a costurilor salariale, dar asta e perspectiva din care am privit noi tensiunea pe piața forței. Ideea este cum aduceți la pe muncitorii români. A fost săptămâna trecută la Stuttgart și am văzut la gara din Stuttgart, la proiectul și la vaccinului, foarte mulți constructori care erau din România. Foarte mulți că trec și atâta. Cum sunt atunci oamenii aceia la voi? Ce puteți face dumneavoastră ca să ajungeți? Cred că, într-adevăr, România a pierdut la fiecare 10 ani cam 1 milion de oameni și au plecat
brain drain, adică au plecat oameni calificați și în același timp noi nu avem încă un sistem de imigrație selectivă în care să atragem talente, este mai degrabă, mă rog, imigrație de bază pentru... și atunci este o problemă. Noi facem acum, avem împreună cu Universitatea București, apropo de educație din nou, am pornit un studiu foarte amplu în care să încercăm să cuantificăm care este impactul pe economie, cât ne costă abandonul școlar. Adică până să aducem noi din alte țări asiatice, mai bine ne-am concentrat pe potențialul local, să încercăm acești copii să le dăm o șansă reală, să-și poată realiza potențialul. Deci lucrăm la acest studiu și la un plan, la o listă de propuneri pentru remedierea abandonului școlar. Asta odată. În al doilea rând, apropo de măsurile fiscale, iarăși le denotă această nevoie pentru o viziune în privința politicilor fiscale. Pentru noi tot timpul suntem ca abordare administrativ guvernamentale în reacție. Ce să corectăm, ce niciodată într-o viziune pro-business și proactivă, care este strategia pe termen lung. Și atunci de asta sunt, cu cât să reducem un punct aici, un punct acolo, dar niciodată nu vor fi soluții decât pe moment și care nu vor rezulta, nu vor rezolva cauza sistemică. Și aici ne revine tuturor, cred, rolul și noastră și nouă, acela de a solicita, de a cere, de a promova această viziune în privința politicilor economice, industriale, fiscale, să nu mai avem cărpeli, fiindcă, într-adevăr, este o perioadă importantă, este o perioadă critică. Pe de altă parte, dacă ne uităm, să apreciem totuși unde am ajuns, fiindcă în ultimii 30 de ani PIB-ul României a crescut de 10 ori și există acest potențial de a se dubla în următorii 10. Dacă totuși suntem coerenți, adunați și avem o viziune, există această șansă pentru România, care deja a depășit, eu știu, alte PIB-uri de la țările de la care ne uitam înainte, la care ne uitam înainte cu ochii mari. Deci avem această șansă dacă există coerență la nivel guvernamental și o viziune pe termen lung care să fie îmbrățișată de mediul de afaceri și de actorii principali din societate. Ați spus că pentru ajustarea deficitului bugetar e nevoie atât de măsuri pe partea de venituri, cât și partea de cheltuieli bugetare. La ce vă gândiți că spuneți măsuri pe partea de cheltuieli bugetare? Păi, cred că aici noul guvern va ști mai foarte, mai bine cum se fac ajustările acestea ale cheltuielilor. Dar, cu siguranță, dacă ne uităm doar la, despre care se tot vorbește de ceva vreme, reforma teritorială administrativă, probabil că atunci când ai la o primărie care are 100 de locuitori, o primărie de comună, 100 de locuitori sau 200 de locuitori și ai 10 persoane care lucrează la primărie, nu știu dacă este o cheltuire înțeleaptă a banilor. Probabil că acolo sunt multe lucruri care pot fi făcute. Cu digitalizarea în sectorul public ar trebui să ajute. Ați văzut acele sondaje în care România depășește țări mult mai mari din Franța, ca număr de angajați și ca nivel al cheltuielilor publice. Și mai este un factor pentru care am fost întotdeauna foarte categoric, acela al reducerii, eliminării corupției, costul corupției asupra mediului economic și știți că sunt în continuare în diversi index și diverse rapoarte, suntem în continuare pe o poziție destul de alarmantă. Aici au fost și rapoartele DNA și ale altor instituții. Costul anual este de miliarde, sunt 18-20 de miliarde anual, care sunt sunt confiscați pe canalele de corupție și care nu-și mai găsesc, afectează direct mediul economic și dezvoltarea societății și este un element asupra care cu toții trebuie să rămânem
categorici și nivelul de toleranță să fie cât mai, cât mai scăzut. Sunt, deci, sunt sume importante. În acest moment vă așteptați ca 2025 să aducă o, nu știu, o certitudine de peste 90% majorări de taxe și impozite. Dacă ar fi să, nu știu, să alegeți din acestea nu, trei măsuri care ar fi, care ar avea impact mai puțin negativ și ar aduce în același timp și venitul la bugetul de stat, care ar fi acesta? Este o întrebare foarte dificilă, pentru că noi, ca mediu de business, cum să spunem, ne facem, ne conducem afacerile în funcție de contextul economic dat de către cei care câștigă voturile în urma unui scrutin. Deci nu o să putem să dăm o astfel, un răspuns la astfel de întrebare. Ceea ce putem spune este, ceea ce este cert, este faptul că nu vom putea continua cu acest deficit, că cumva va trebui să intrăm pe o traiectorie de deficit bugetar sustenabil, că nu există un răspuns simplu, ci este un răspuns mai complex care ține de partea de colectare mai bună, și acum bănuiesc că având în vedere că se colectează atâtea date la, pe serverele ANAF-ului, pe factura, e-PVA, e-transport și așa mai departe, cred că există o vizibilitate mult mai bună față de acum 3, 4, 5 ani. Care este circuitul banilor în economie? Deci, ceea ce ne așteptăm este, pentru că tot se vorbește de AI zilele acestea în societate, să se găsească un algoritm, un AI, un machine learning acolo, care se pună peste serverul ANAF-ului și să vină cu niște analize asupra acelor date existente. 2026 e în PNRR momentul în care ar trebui să se întâmple asta. Ar fi bine să se întâmple chiar mai devreme, dacă bineînțeles. Și AI va evolua mult mai rapid decât atunci când a fost scris PNRR-ul. Deci asta ar fi un lucru, după care, da, așa cum spuneam, sunt alte ajustări, dar cumva va trebui, este un răspuns mai complex. Dar din ce s-a spus mai devreme, probabil creșterea gradului de colectare ar ajuta semnificativ la veniturile la buget, la bugetul de stat. Da? Deci, câteva puncte procentuale în creșterea gradului de colectare pentru TVA sunt poate echivalentul altor măsuri, cum ar fi creșterea cotei de TVA sau creșterea cotei unice de impozitare. Deci o colectare mai bună. Și introducerea motoarelor de analiză sofisticată, asta este fine-tuning, dar nu, adică evident că cred că pot fi făcute măsuri pe hârtie sau analize pe hârtie care se indice care sunt sectoarele în care gradul de colectare este redus și acționat acolo. Iar apoi, de la, dacă avem o colectare de, sau gradul de necolectare de 20% și vrem să-l facem 18%, băgăm un motor de AI peste datele ANAF și găsim și cele două puncte procentuale. Dar cred că 10 puncte procentuale se pot obține cu mâna, nu cu calculatorul. Păi, uitați, luăm așa o ecuație simplă. TVA-ul 19%, cota redusă 9%, cota efectivă undeva pe la 14%, colectăm 8% din PIB din TVA. Celelalte 6% unde sunt? Și dacă alea se înjumătățesc? Dacă acelea se înjumătățesc, vorbim de 3%, da? Adică dublu față de cât am spus noi de cota generalizată de 16%. Deci dacă, ce fezant, dacă se pun la cap la cap toate lucrurile, se găsesc 2% acolo cu 1,6%. Combinat cu o eficientizare a cheltuielor publice și ar mai fi un element, calitatea investițiilor publice. Și atunci chiar am decolat fără probleme. Dar, da. Cred că e important să, ca mesajele să fie aliniate către factorii de decizie.
Aritmetica e simplă. Deci aritmetica o învățăm în clasa 1-a, 2-a, deci cumva nu e simplă. În realitate lucrurile sunt mult mai complexe. Dar acum cu ChatGPT și cu AI și așa mai departe, cred că pe baze de date, înainte aveai nevoie de date structurate. Acum pot să fie și nestructurate. Cu un AI bun, poate să apară. Pot apărea multe lucruri care sunt interesante cu privire unde s-au dus banii, unde s-au oprit, unde nu au mai fost colectați și așa mai departe. Și înțeleg că alte administrații fiscale din Uniunea Europeană folosesc aceste capabilități ale tehnologiei. Deci, AI va salva finanțele. Va conduce țara. Un guvern AI. Va pune o mai mare transparență în date. Continua discuția oferă. Sigur. Da. Vă mulțumim frumos pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă dorim o vacanță, o vară minunată. Sper să și câștigăm astăzi. Doar așa pentru a... Da, asta face cât două puncte de TVA. Asta face cât... Din punct de vedere, imaginați-vă, din punct de vedere al creșterii economice, ce boost ar da această câștigare. Dacă am câștigat în România, am câștigat campionatul european, toată lumea ar fi foarte fericită și ar mobilizare și încredere, da. Dar merităm? Merităm. Dacă merităm să câștigăm... Merităm. Ce mai costă național? Dar se străduiesc, deci.